Am revenit, Alina Popa, director Euronest, este de această dată invitată a jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamnă director, și de această dată aducem în discuție Spitalul Mobil de la Lețcani. Ce se întâmplă cu această unitate spitalicească? Care este situația în acest moment? După cum cred că știți, s-a relatat în spațiul public în ultima perioadă, am finalizat pe data de 16 septembrie preluarea inventarului și a spitalului de la fostul utilizator, Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Pe data de 20 septembrie am început procedura de predare către noul utilizator, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași. În săptămâna care tocmai a trecut s-a realizat inventarul cantitativ. Au fost de asemenea verificate toate echipamentele medicale din dotarea spitalului. Timp de 3 zile s-au făcut probe la sistemul de încălzire. În proporție de 95% totul funcționează corespunzător. Sunt mici probleme care mai trebuie remediate, dar nimic care să țină de saloanele destinate pacienților sau de camerele de gardă pentru staful medical. De asemenea, echipamentele au fost verificate, nu sunt probleme majore, e necesară o perioadă de timp pentru reîncărcarea acumulatorilor, de exemplu. Au mai trebuit reașezate, reîmperecheate seturi de accesorii aferente unor echipamente medicale, dar în principiu totul este în regulă. Miercuri sperăm să începem testele și pentru partea de oxigen. Mâine vor fi repuse în funcțiune după ieșirea din conservare fabricile de oxigen. În principiu, ca o constatare de ordin general, la momentul la care sunt scoase din conservare toate echipamentele și instalațiile medicale, dar și celelalte din dotarea spitalului, trebuie să treacă printr-un proces firesc de mentenanță și repunere în funcțiune. Asta presupune, de pildă, schimbare de filtru, de ulei, înlocuirea unor acumulatori, dacă este cazul, cel puțin la echipamentele din dotarea secțiilor de terapie intensivă. V-aș ruga să ne explicați de ce a trebuit predat acest spital de la Spitalul de Boli Infecțioase către ISU Iași. A existat o solicitare din partea colegilor de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași de renunțare la acordul de colaborare, la contractul decomodat, justificată de mai mulți factori, printre care și acela că la momentul la care s-a înaintat solicitarea nu mai era justificat de contextul epidemiologic. Numărul de cazuri era foarte mic. Acum situația s-a schimbat foarte mult, exact. Cum știți și dumneavoastră, dacă e să vorbim de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, cam toate paturile sunt și ocupate. Și nu doar. Bun, ar putea fi deschis pacienților COVID acest spital? E vreo șansă? Are toate avizele de funcționare? El a stat închis până acum? Da. După cum știți, pe perioada pandemiei sau cel puțin pe durata existenței stării de alertă, toate avizele și autorizațiile, dacă expiră, se prelungesc automat până la expirarea acestui termen. Din acest punct de vedere, cel puțin parte dintre autorizații nu au o problemă. Evident că în funcție de decizia pe care o va lua utilizatorul, în speță Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de asigurarea actului medical, va fi necesară emiterea, reînnoirea unor autorizații. După cum v-am spus, dacă toate lucrurile decurg normal miercuri, când vom face ultimele verificări, din punctul nostru de vedere, de joi, putem conchide că spitalul este operațional și operaționalizabil. Nu o singură dată reprezentanții Consiliului Județean au declarat că sunt mai multe nereguli la acest spital. Care este poziția dumneavoastră? Ce spune Euronest? Neregulile au fost remediate integral, nu le-aș numi nereguli, cele mai multe au fost efectiv recomandări pentru îmbunătățirea unor aspecte care țineau de anumite instalații, de pildă la Spitalul de la Lețcani. Toate aceste activități de remediere a tuturor aspectelor sesizate s-au finalizat din luna martie.
a acestui an. De atunci până astăzi nu a venit nimeni să verifice dacă într-adevăr lucrurile s-au remediat. De asemenea, nefiind în utilizare, unele aspecte nici nu au putut fi consemnate fără să pui în funcțiune un spital sau un mecanism. Nu poți să constați dacă el funcționează corespunzător sau nu. Puțin timp a primit pacienți acest spital, dacă este să ne amintim. A fost o perioadă scurtă. O să vă rog dumneavoastră așa. Aproximativ 3 luni de zile. În rest a stat închis, așa? În rest, spitalul fie nu a primit pacienți, dar a fost funcțional, dar fără pacienți, în sensul în care s-au efectuat diverse activități de sterilizare sau alte așa. Activități medicale specifice, fie, da, a stat închis. Dar aș vrea să fac o precizare. Spitalul de la Lețcani este un spital de campanie, un spital militar. El nu a fost, de la momentul achiziționării, gândit să funcționeze permanent. Destinația lui, conform manualului NATO, este aceea de a servi unor situații de urgență sau calamități naturale. În funcție de producerea unei astfel de situații, el trebuie să poată fi reactivat într-un termen foarte scurt. Și ISU cum ar urma să procedeze, dat fiind faptul că nu are personal medical? Cum anume, cine anume va lucra aici? În funcție de specificul situației de urgență care se produce la un anumit moment dat, în cazul de față vorbim de pandemia de coronavirus, dar în alte situații poate fi vorba despre un cutremur, de exemplu, cu o magnitudine foarte mare și victime numeroase. În funcție de specificul acestei situații de risc, se ia decizia pentru fiecare în parte a operaționalizării cu acel tip de personal medical care poate acoperi nevoia de îngrijire. Anumite echipamente, îmi spuneați înainte să intrăm în jurnal, că au fost transferate către Spitalul Sfântul Spiridon. Despre ce echipamente ar fi vorba? Da. Și când anume s-a întâmplat acest lucru? Colegii de la Sfântul Spiridon ne-au ajutat pe noi și pe cei de la ISU să punem în funcțiune parte din aparatura medicală din spitalul de la Lețcani. E clar, au fost nevoie de specialiști ca să... Sigur, nici noi, nici colegii de la ISU nu dispunem de expertiza necesară în acest sens. Cu asistența lor am verificat, vă spuneam, echipamentele medicale. De asemenea, după ce au constatat care este dotarea spitalului de la Lețcani, am avut o discuție pe marginea echipamentelor de care ne putem dispensa, luând în considerare eventuala redeschidere a spitalului de la Lețcani. Deci toate echipamentele care au fost transferate nu afectează în niciun fel funcționarea spitalului de la Lețcani. Am transferat paturi, injectomate, infuzomate, monitoare, defibrilatoare, EKG-uri, echipamente care țin de operaționalizarea imediată a unor noi paturi de terapie intensivă. Colegii de la Sfântul Spiridon se confruntă cu o situație excepțională, motiv pentru care au găsit o posibilitate de a operaționaliza câteva paturi într-un bloc operator. Și un lucru de apreciat de altfel. Când s-a întâmplat, apropo, acest weekend? Deci acum recent au fost transferate aceste echipamente astfel încât să facă... Și chiar și astăzi colegii de la ISU care ne-au ajutat cu transportul au transportat drumuri toate aceste echipamente. Dacă ar fi să facem așa un istoric acestui spital, să reamintim istoricul spitalului, când anume a fost achiziționat și știm că a fost achiziționat în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț. Din Neamț. Exact. Se întâmpla... Procedura, demersul a fost inițiat în luna martie, anul trecut. La sfârșitul lunii august, după ce s-a derulat o procedură de licitație internațională cu participarea a 4 ofertanți, la sfârșitul lunii august a fost dat în funcțiune, făcută recepția și dat în funcțiune. În septembrie s-a semnat contractul de comodat, desemnat de cele două entități finanțatoare, în speță Spitalul de Boli Infecțioase Iași.
cam acesta din este Turcia pe scurt istoricul. Achiziționat acest spital? Spitalul a fost, contractul a fost atribuit unei firme, da, SDI, Global Force din Turcia, care este autorizată și acreditată să furnizeze astfel de entități mobile, deține un certificat de conformitate pentru astfel de entități pe care le integrează. S-a derulat din punct de vedere al livrărilor cu oarece întârzieri, pentru care furnizorul a fost de altfel și penalizat, dar altfel din punct de vedere al, nu știu, al celorlalte aspecte contractuale, lucrurile au decurs normal. Amintim că valoarea acestui proiect a fost de 13 milioane. Valoarea contractului, așa. Da, valoarea efectiv plătită după calculul penalităților a fost de aproximativ 10,5 milioane euro. 10,5 milioane de euro, da. Bani din asigurați ce bani? În comun, da, de către cele, așa, două consilii județene, proporțional 70% aproximativ Consiliul Județean Iași și diferența Consiliul Județean Neamț. Erau discuții ca acești bani să fie recuperați din fonduri europene. S-a mai întâmplat acest lucru sau nu este posibil? Noi sperăm să fie în continuare posibil, inclusiv pe noul mecanism de redresare și reziliență vor fi fonduri destinate unor astfel de achiziții. Urmărim în continuare orice oportunitate în acest sens și chiar suntem optimiști că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom putea recupera măcar parțial din sumele investite de către cele două consilii județene. Aș vrea să reamintim și care este capacitatea acestui spital, da, și ce spitalul, dotări anume are. Da? Da. Spitalul este un spital de campanie rol 2+3, conform normativelor NATO. Dispune de o capacitate totală de 256 de paturi, 103 paturi în terapie intensivă, 146 de paturi în saloane de înaltă dependență pentru forme medii și ușoare și 5 paturi în urgențe și 5 paturi în triaj, în total 256 de paturi. Spitalul este dotat cu sistem de presiune negativă, ceea ce în cazul pandemiilor de coronavirus e de dorit, pentru că are calitatea de a nu permite virusului sau încărcăturii să ajungă în spații în care ar putea infecta comunitățile din apropiere. El este un spital care poate asigura backup-ul în cazul unor situații de urgență, este complet autonom, dispune de sală de operație, sală de sterilizare, echipamente și sală de radiologie. Ne spuneați dumneavoastră, doamnă director, că 3 luni a fost deschis pentru pacienți acest spital. Care a fost motivul pentru care a fost închis? A existat inițial o solicitare de sistarea activității în vederea sterilizării. Așa. Ulterior, această perioadă a coincis și cu o calmare a trendului infectărilor cu coronavirus, concomitent și cu începerea administrării de vaccin, motiv pentru care la acel moment nu se mai justifica din punct de vedere al costurilor menținerea deschisă a secției exterioare de la Lețcani ca secție exterioară a Spitalului de Boli Infecțioase. Vedem ce se întâmplă de acum încolo, în contextul în care spitalele ieșene fac cu greu față acestui val 4 de pandemie. În continuare, propun să vorbim despre alte proiecte importante derulate de Euronest. Aș vrea să începem cu un proiect în parteneriat cu Republica Moldova care se desfășoară în această perioadă. Despre ce este vorba? Avem un parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni pe un proiect comun care vizează împădurirea unor suprafețe importante din albiile râurilor Prut și Siret din județele Iași, Botoșani și Vaslui. Trebuie să recunosc că am aflat și eu cu surprindere la conferința de lansare a proiectului care a avut loc în luna mai la Ungheni, că deși suntem atât de apropiați,
pentru colegii din Republica Moldova, acesta a reprezentat primul proiect pe care l-au implementat vreodată, cel puțin după 90 până astăzi, cu o entitate din județul Iași. Da? Cele două entități ungheni colaborează pentru prima dată în cadrul acestui proiect, altfel ei colaborează în mod frecvent cu Constanța, Oradea, Timișoara, mai puțin cu Iașul. Da. S-a întâmplat în sfârșit acest lucru. S-a întâmplat, dar s-a întâmplat și pentru că și-au dorit foarte mult. Am purtat nenumărate discuții cu colegii de la departamentul de proiecte de la Raionul Ungheni, care au insistat și au insistat până au găsit un mod de a colabora. Bun, și care este stadiul? Care este stadiul apropo de acest proiect? În ce stadiu este? Lucrăm acum la identificarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din cele două areale, pe de o parte din Republica Moldova, pe de altă parte din România. Proiectul are mai multe acțiuni și mai multe dimensiuni. Una, vă spuneam că este legată de împădurire, cealaltă ține de prevenirea, comportamentul preventiv pentru reducerea anumitor riscuri. Pe noi ne interesează, pentru că este specific acestei zone, în principal riscul de inundații. Mai avem un contract pe care sperăm să-l semnăm zilele acestea, un proiect tot cu Republica Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova, care este destinat îmbunătățirii capacității de răspuns în cadrul anumitor situații de urgență. În Republica Moldova se va reabilita, moderniza un centru de training la Răzeni, lângă Chișinău. Partea română, în schimb, județele Iași, Botoșani și Vaslui vor fi dotate cu autospeciale, cu tehnică de intervenție la evenimente specifice parteneriatului pe care l-avem încheiat. Altfel, derulăm în continuare proiecte cu școlile din comunitățile defavorizate sau marginalizate. Cu ce anume le ajutați? În contextul acesta în care învățământul e mai mult online, cel puțin a fost până acum, sperăm să nu fie, sperăm, ne dorim să nu fie. În fiecare weekend din ultima lună, de exemplu, profesorii din 5 județe din regiune s-au întâlnit pe rând, fie la Iași, fie la Șipote, fie în Vaslui la Bălteni, fie în Lipova la Bacău, chiar în municipiul Bacău sau în municipiul Iași, pentru niște întâlniri tip Clubul Profesorilor, în care, evident, principalul subiect de discuție a fost exact acesta, modul în care corpul profesoral se adaptează la provocările pe care le-a adus pandemia. S-au dotat cu microbuze școlare 3 comunități defavorizate. Copiii au beneficiat, chiar și în perioada în care au efectuat învățământ în sistem online, de burse pentru activitatea depusă în cuantum de 100 de lei pe lună. Am susținut în toată această perioadă, împreună cu partenerii de la Asociația Salvați Copiii, foarte multe acțiuni destinate consilierii părinților, pentru că impactul situației pe care o traversăm este resimțit nu numai la nivelul copiilor, ci și la nivelul părinților. Fiecare dintre noi a trebuit să facă în această perioadă un mare efort să se dezobișnuiască de rutina în care intrăm inevitabil. Practic, cu toții. Practic, părinții au fost învățați cum să gestioneze noua situație cu care se confruntă. Da, și părinții, și profesorii. Și avem în continuare în plan să inițiem și alte proiecte destinate chiar acestei problematici, în sensul unor intervenții mai consistente pentru a pregăti mai bine și profesorii și copiii pentru acest tip de învățământ, care cred că va deveni în viitorul nu foarte îndepărtat regula, nu excepția. Obișnuit, da. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste detalii, doamnă director, spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.